În lista operațiilor estetice, oarecum ciudățele, găsim și scurtatul degetelor de la picioare. Deși nu pot să înțeleg nici cum care ar putea fi avantajele unei labe mai scurte. Eu am 10 degetele, eu am 10 degetele, ce-am voie să fac cu ele, ce-am voie să fac cu ele. Un alt gen de operație estetică neobișnuită este transplantul de păr pubian, adică exact genul de tratament pe care l-a folosit și Mihai Trăistariu. Păi de unde credeți voi că se poate face rost de atâta păr creț? Perciunii jos, da? Bă, mie că nu-mi lasă două floace acolo. Nu e așa? Îmi sar? Îmi dă și perciunii, nu? Mi-a dat deja? Da, mă, da, bine că nu există operație de micșorare a mărului lui Adam ca să prostești clienții, mă. Sau de înlocuire a mărului lui Adam cu o prună ca să nu te simți prost când înghiți. Ah, ce pana mea, mă. Bob, știi care e cel mai greu, dar și cel mai plăcut lucru la transplantul de păr pubian? Nu? E recoltarea. Tibi, drago, te-am văzut cu mustața asta. A, de unde s-a recoltat acest păruț, bălai? De fapt, vroiam să te întreb, l-ai recoltat voluntar sau involuntar? Știi că unii se trezesc dimineața mahmur lângă o fată urâtă. Tu te-ai trezit cu o mustață. În 2013, când se poartă tot mai mult modelul brazilian, dacă mă înțelegeți, poate fi mai ușor să găsești șarpe cu genunchi decât să ai de unde recolta pentru un transplant din ăsta. Pentru cei care sunt sătui să aibă aceeași culoare la ochi, dar nu vor să se deranjeze cu lentile de contact, există acum implanturi de iris. Implantul de iris, fiți foarte atenți pentru că e o chestiune complet diferită față de transplantul de iris. Adică? Păi la implantul de iris schimbi culoarea ochilor. La transplantul de iris schimbi un ficat sau un solist vocal. Iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti. Bă, ce rapă, ce era? Bă, Tibi, și ce frumoase sunt femeile naturale, adevărate, cum au fost lăsate pe pământ, fiecare cu imperfecțiunile lor. Na, dar cu operațiile estetice, toate... Toate sunt la fel, toate sunt la fel, toate sunt la fel. Toate sunt la fel, toate sunt la fel, toate sunt la fel. Băi, și nu-ți imaginezi ce bătaie de cap e cu operațiile astea. Bani mulți, dureri cumplite, disconfort. Deci nu e mai ușor să le faci toate din Photoshop? Dar stai! Ci că s-a încercat transplant de neuroni, să pui neuroni în capul unui imbecil, dar nu a mers. Ci că omul nu zicea nimic, nu mai stătea și zâmbea. Păi normal, e ca și când ai pune o privighetoare într-o balegă. Nu ajunge doar să-i fie călduț. Dar haideți să revenim la subiect, să-l rejuvenăm cum ar veni. Lista operațiilor estetice neconvenționale continuă cu gropițoplastia. Gropițoplastia este operația prin care se adaugă în mod artificial gropițe și este numai bună pentru domnișoarele care vor să-l cucerească pe Ștefan Bănică Junior. Bă, serios? Că este gropițoplastie? Da, Eu am gropiță, vă rog frumos să observați gropiță, tipul gropiță. Gropița mea... Vreau să-mi fac gropiță. Gropița mea, mi s-a spus de către bunica mea, că a fost făcută de către ea cu o macaroană cu care mi-a suflat în obrăjor când am venit acasă de la... Poate că ați observat, poate că nu. Oricum, vă spunem noi. Între Andreea Zână Marin, deci fosta lui Bănică, și Lavinia, deci actuala lui Bănică, există mai multe asemănări, unele dintre ele chiar bătătoare la ochi. Odată, o fată fără asemănare și un băiat și se iubeau atât de tare. Dragostea doare, dragostea doare, dragostea doare, dragostea doare.
Duce, aud o poveste despre un tip care circula prin țară șofer pe ceva mașină, nu știu exact. Îi zice la nevastă să întârzi acasă pentru că se operează. Aia speriată, ăsta misterios, la ce te operezi? Odată că la fiere, odată că la varice, nu zice exact. Asta tot speriată, ăla tot misterios. Vine peste 3 zile, operat, ghici cu ce? Apendicită. Cu niște centimetri în plus. Dude, no way. A vrut să facă o surpriză romantică. Și pentru că florile și bomboanele sunt prea mainstream, la fel și cina și filmul, el a venit prelungit, cum ar veni. Și în lungime sau în diametru? Puțin din amândouă. Că... partea rea că nu a putut să desfacă cadoul imediat, au trebuit să aștepte. Da, aici ai povestea. Există implanturi de toate prostiile. Ar fi culmea să mergi să faci implant de super puteri. Mai știi? Generalul valabil. Bună ziua, domn doctor. Bună ziua, bine ați venit. Spuneți, vă rog. Eu sunt generalul valabil. Aș dori, dacă se poate, un implant de superputeri. Am deja o superputere, să subliniez evidentul, dar parcă nu strică și o a doua. Așa este, însă, din păcate, e unul dintre lucrurile pe care nu le putem face la clinica noastră. Însă, uitându-mă la dumneavoastră, pot să vă spun că pelerina, care e puțin flască, se poate întări. Asta am putea face pentru dumneavoastră. Nu cu aracet. Nu, nu. Avem un, acid hialuronic special. Bretelele, după cât le văd eu, se pot și lungi, se pot adăuga câțiva centimetri și în lățime putem face ceva pentru aspectul estetic. Atâta tot. Mai mult de atât, văd că punctul G la dumneavoastră e destul de ușor de localizat, e vizibil, nu cred că ar trebui să intervenim la el. Masca de la ochelari, în primul rând, aș scoate-o de tot pentru că este atât de veche și de trecută. Deci alte intervenții sunt îmbunătățesc, chiar nu putem merge prin excludere totală. Iar la combinația de roșu cu albastru, n-aș dori să stric pentru că sunt culorile cele mai cunoscute și nu înțeleg de ce iubite în România. Overall, cum spunem noi aici când vine vorba de o intervenție, vă recomand mai presus de toate, estimate domn, naturalețea. Naturalețea în locul intervențiilor artificiale care vă fac plastic la propriu și fals. Acesta e un general valabil pe care puteam să-l spun și eu. Consultația asta costă ceva? Absolut. Opriți la recepție și puteți să plătiți în rate. Și apropo de consultație, și mai avea o întrebare. Vă rog. Dacă tot n-am primit nimic, să vă întreb, putem schimba bateriile la lavalieră? Când e frig, se fac puțin micuțe. Înțeleg. Și probabil țin și puțin. Când ieșiți, domnișoara drăguță care vă ia banii pentru consultație, în preț vă schimbă și bateriile. Vă mulțumesc! Cu plăcere! Nu mai insistăm cu operațiile estetice pentru că, după cum am mai spus-o și o mai spunem, noi preferăm naturelul. Amintim doar câteva dintre ciudățenile rămase ca și intervenții. Despicarea bărbiei. Asta e bună când joci biliard băut și trebuie să-ți sprijin bărbia pe tac. Merge, e justificată. Da. Da, se numește bărbie de miliardar și nu toți și-o permit. Gravarea sau gravura de pătrățele pe abdomen. A, și știi ce e foarte important? La un corp artificial, să asortezi o personalitate artificială, să fie un fel de sinergie. Și ultima, dar nu cea din urmă, implantul de dinți de vampir. Ăștia la ce-s bun? Ti la ce-s bun, mă, Tibi? Când te duci rup de bat la o femeie acasă, să nu te trezești cu o mustață ca a ta, ci să se trezească ea cu numărul tău de telefon scrijilit pe muntele lui Venus, respectiv părul pubian. Știi, așa cum scrie pe unele dealuri, Hollywood sau Brașov sau Jucu.